Muncește de la 11 ani să își întrețină familia. Este povestea dramatică a unui adolescent care acum este sprijinul sătenilor rămași fără ajutor la muncile agricole sau în gospodărie. După ce mama i-a murit, iar tatăl s-a îmbolnăvit, Cosmina a devenit stâlpul familiei. Conform cancan.ro, Cosmin dă cu mătura, spală, gătește, merge cu animalele la câmp sau duce gunoiul, în schimbul unei sume care să-l ajute să-și întrețină familia. Nea Ionuț, ieși la poartă că am venit la muncă. Așa începeau zi din viața lui Cosmin un adolescent de 16 ani din satul Doljan Sfârcea. A fost nevoit să se rupă de copilărie mult prea devreme și să devină adultul casei. La vârsta la care singura preocupare a altor este să învețe, băiatul muncește cu ziua prin sat. Sapă pământul, merge cu animalele la câmp, care lemne și udă grădinile vecinilor, doar ca să primească câțiva lei pe zi, cât să aibă ce pune pe masă. Se trezește la 5 dimineața, iar seara, când vine acasă, spală, gătește și are grijă de frățiorul de 4 ani. Întrebat cât câștigă cel mai mult într-o zi de muncă, acesta a răspuns 50 de lei maximum cu animalele prin sat. Mama le-a murit, iar singurul lor sprijin a rămas tatăl pe care însă cu greu îl mai țin puterile. Sătenii îi cunosc situația, iar atunci când au nevoie de ajutor, îl cheamă să dea cu mătura, să sape grădina sau să dea de mâncare animalelor, relatează Pungro